deoarece am observat că v-a plăcut videoclipul anterior cu top 10 jocuri offline cu mașini, m-am decis să fac partea a doua. Așa că stai până la final, deoarece nu o să-ți vină să crezi ce joc este pe primul loc. Și nu uita să te abonezi și să lași un comentariu cu jocul tău preferat. Fără alte introduceri, putem începe. Pe locul 10 este jocul Carix Highway Racing. Urcă-te la volanul la peste o duzină de mașini în incitantul joc 3D. Nu numai că mașinile sunt inspirate din vehicule reale, dar acest joc este unic dintr-un mare motiv. Nu există reguli. Intrați în vehicul și încercați să evitați poliția, în timp ce vă întreceți pe autostrăzi aglomerate. Iar acest joc are două sisteme de control diferite, în care poți alege. În primul sistem îți vei putea controla mașina atingând butoanele de pe ecran, în timp ce al doilea folosește acceleratorul dispozitivului tău Android. Dar indiferent de sistemul pe care îl alegi, acest joc are comenzi foarte precise. Iar jocul se remarcă cu adevărat cu o mulțime de moduri de joc diferite. Și să nu uităm că există 20 de mașini de deblocat, iar în afară de asta le puteți actualiza și personaliza pe fiecare după cum vreți. Iar, în ultimul rând, aveți mai multe perspective ale camerei, sisteme de control și o grafică spectaculoasă. Mai pe scurt, acesta este un joc excelent de conducere a mașinilor 3D, așa că puteți să-l încercați. Pe locul 9 este jocul Race Kings. Acesta este un joc de conducere 3D, în care concurezi cu ceilalți jucători în curse scurte, iar pilotul cu cel mai bun drifting la sfârșitul cursei este câștigătorul. În esență, acest joc este simplu. În partea dreaptă a ecranului există un accelerator pe care trebuie să-l ții apăsat atunci când conduci drept și să apeși intermitent când mergi în derivă. Iar pe cealaltă parte a ecranului există o frână. Atingeți frâna la dreapta când intrați într-un viraj pentru a vă deplasa mult mai ușor. Și să nu uităm de faptul că cursele din acest joc sunt foarte scurte, de abia un minut, iar în majoritatea curselor trebuie să parcurgeți două ture, mergând în derivă cât de mult puteți pentru a vă învinge adversarul. Deși driftul vă poate ajuta să câștigați, este de asemenea important să folosiți banii câștigați pentru a vă îmbunătăți mașina. Și puteți cumpăra tot felul de îmbunătățiri pentru motor, roți, frâne, volan și multe altele. Iar din meniul de opțiuni puteți ajusta grafica, alegând între diferite tipuri de calitate și rezoluție. Mai pe scurt, acesta este un joc de condus distractiv și rapid, cu o grafică absolut spectaculoasă. Pe locul 8 este jocul Asphalt Extreme. Asphalt Extreme este noua parte din saga Gameflow Asphalt, care te pune la volanul unei tone de diferite vehicule cu tracțiune integrală, pe circuite absolut brutale. Iar jocul include peste 50 de vehicule diferite, majoritatea aparținând unor echipe de curse populare și bine cunoscute. În afară de asta, fiecare mașină include propriile caracteristici unice, pe care le puteți personaliza și îmbunătăți pe măsură ce avansați în joc. Și să nu uităm că de fiecare dată când câștigi cursa, vei câștiga bani și carduri. Pe lângă varietatea uimitoare de vehicule pe care le oferă Asphalt Extreme, există și o varietate impresionantă de piste, care vă pot aminti de cele pe care le puteți găsi în legendara saga MotorStorm. Și poți concura singur în diferite campionate și moduri de joc individuale. Dar Asphalt Extreme include și un mod multiplayer, în care poți demonstra tuturor că ești cel mai bun pilot de curse din întreaga lume și poți ajunge în vârful sistemului de clasare online. Mai pe scurt, acesta este un joc de condus absolut spectaculos. De asemenea, trebuie remarcat faptul că imaginile sunt absolut incredibile. Pe locul 7 este jocul Rebel Racing. Acesta este un joc de conducere 3D, în care poți să te urci la volanul a zeci de vehicule de la producători de mașini adevărați și să concurezi pe piste amplasate pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Iar scopul tău este să devii cel mai rapid concurent din SUA. Acum, haide să vorbim despre comenzile din Rebel Racing. În general, comenzile sunt foarte simple. Pe părțile laterale ale ecranului sunt butoanele dumneavoastră, iar în dreapta, odată ce se încarcă, este și butonul Turbo. Acestea fiind spuse, în mod normal, poți folosi Turbo o singură dată pe cursă, așa că ar trebui să te gândești cu atenție când vrei să-l lansezi. Un Turbo la momentul potrivit ar putea face diferența dintre victorie și înfrângere. Iar la începutul acestui joc ai doar un vehicul în garaj și câteva piese, dar pe măsură ce jucați și câștigați curse, vă puteți îmbunătăți vehiculul. Și atunci când o faci, poți lua parte la competiții mai bune în care poți câștiga mașini și mai bune. În plus, îți poți personaliza mașinile după cum dorești, cu tot felul de piese. Mai pe scurt, acesta este un joc de condus spectaculos, cu o grafică minunată și controle perfecte pentru ecranele tactile. Și să nu uităm un număr enorm de vehicule și piste. Pe locul 6 este jocul F1 Mobile Racing. Dezvoltă și personalizează-ți propria mașină de la bază și concurați pentru una dintre cele 10 echipe oficiale F1. Pe lângă asta, provoacă-ți adversarii din întreaga lume la dueluri multiplayer palpitante,
cu toate echipele oficiale și piloții sezonului din Formula F1. Iar F1 Mobile Racing vă permite să concurați cu circuite uimitoare, împotriva celor mai mari piloți de pe planetă, iar tu ești împotriva rivalilor tăi într-o acțiune intensă F1 cu miză mare. Și să nu uităm, trebuie să colectați cele mai unice piese pentru a îmbunătăți performanța mașinii dumneavoastră, pentru a găsi cea mai bună configurație pentru fiecare eveniment. Pe locul 5 este jocul GT Racing 2. Acesta este un joc de curse dezvoltat de creatorii Asphalt, iar jucătorii pot participa la curse multiplayer online sau singuri împotriva computerului. Numerele pentru GT Racing 2 sunt cu adevărat spectaculoase. Are peste 30 de producători diferiți, cu un total de 67 de vehicule, inclusiv Mercedes-Benz, Ferrari, Dodge, Nissan, Audi și Ford. Pe lângă asta există 13 piste de curse adevărate, inclusiv faimosul Mazda Raceway Ligul Seca. Și dacă numărul uimitor de vehicule și piste nu ar fi suficient, GT Racing 2 oferă de asemenea peste 1000 de curse diferite pentru a-ți arăta abilitățile. Iar când concurați în aceste curse, puteți participa la clasamente și vă puteți compara timpul cu prietenii. Unul dintre elementele cele mai izbitoare ale acestui joc este că poți concura folosind oricare dintre cele 4 camere disponibile. Astfel puteți obține o experiență apropiată și personală cu vizualizarea first person sau o vedere mai tradițională și mai îndepărtată cu modul arcade. Mai pe scurt, este unul dintre cele mai puternice jocuri de condus pentru Android, dar are un stil de simulare care îmbină aproape perfect realismul și distracția. Pe locul 4 este jocul Asphalt 8. Acesta este un joc de curse în care poți lua volanul unora dintre cele mai rapide mașini din lume și poți conduce prin diverse peisaje, ușor de recunoscut de pe tot globul, iar toate acestea în timp ce faci săritui imposibile la viteze improbabile. Iar jocul are o flotă de peste 40 de mașini, dintre care unele sigur le cunoști, de la companii precum Ferrari, Lamborghini și Aston Martin. Și căutați modele precum Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX și Paganini Zonda. Și să nu uităm că varietatea este numele jocului aici, așa că Asphalt 8 se laudă cu o cantitate impresionantă de piste. Puteți concura în Veneția, în Guinea franceză, Islanda și deșertul Nevada, printre alte locații exotice. Iar fiecare a fost creată cu grijă și include elemente care le fac atât de unice cât și familiare. Iar pe lângă campionatele single player și alte curse, Asphalt 8 are un mod multiplayer în care poți afla cine este cel mai bun șofer din lume, datorită clasamentelor online. Poți chiar să vizionezi cele mai bune momente ale prietenilor tăi în modul fantomă. Mai pe scurt, acesta este un joc de condus cu adevărat distractiv și vă invit să-l descărcați din linkul de descriere. Pe locul 3 este jocul Need for Speed. Acesta este un joc de curse 3D care continuă pe calea începută de NFC Most Wanted și NFC Underground, oferind o experiență de joc care este perfect adaptată dispozitivelor cu ecran tactil. Iar jucătorii se pot urca la volanul unora dintre cele mai puternice mașini reale din lume, cum ar fi Subaru PRZ, BMW M4, McLaren 650 și chiar Porsche 911. De asemenea, așa cum se întâmplă în mod tradițional, veți găsi zeci de opțiuni diferite când vine vorba de reglarea și personalizarea fiecarei mașini ale jocului. Și pentru a se adapta perfect la mediul său, acesta vine cu curse mult mai scurt și mai agitate decât cele pe care le veți găsi în jocul pentru console sau PC, iar majoritatea curselor durează 30 de secunde, timp mai mult decât suficient pentru a gusta victoria sau pentru a suferi o înfrângere amară. În plus, veți găsi peste 1000 de curse diferite organizate pe piste diferite, iar controlele implicite ale acestui joc sunt destul de fluide. Mașina accelerează automat și va trebui să controlați direcția în care virați atingând fiecare parte a ecranului. Iar dacă glisați degetul în sus, veți activa Nitro. Și așa cum este tipic în această șaga, câștigarea curselor vă va aduce bani și vă va crește reputația. Veți avea nevoie de bani pentru a cumpăra vehicule noi și pentru a le regla pe cele pe care le aveți deja în garaj, în timp ce reputația dumneavoastră vă va deschide calea pe străzi. Mai pe scurt, acesta este un joc de curse foarte bun, cu o grafică excelentă și un mod de poveste destul de lung și un sistem de control rafinat. Pe locul 2 este jocul Asphalt 9 Legends. Acesta este un joc uimitor de condus 3D în care te deplasezi cu mașini rapide pe trasee din întreaga lume, iar gameplay-ul din Asphalt 9 Legends este perfect adaptat telefoanelor. Iar în partea stângă a ecranului există un buton pentru drifting și în partea dreaptă există un buton turbo, iar glisând degetul de la stânga la dreapta puteți întoarce. În acest joc nu numai există turnee și moduri de joc diferite, dar există și un mod multiplayer pentru a demonstra cine este cel mai bun șofer din lume. Dar indiferent de ce alegeți, modul poveste pentru un singur jucător are peste 800 de piste plasate în întreaga lume,
pregătite și în așteptare. În ceea ce privește grafica acestui joc, este absolut spectaculos. Mai pe scurt, este un joc de condus uimitor care ridică ștacheta și demonstrează că este unul dintre cele mai bune jocuri de condus disponibile pe Android. Iar pe primul loc este jocul Rail Racing 3. Acest joc este a treia tranșă din franciza de curse vedete a Electronic Arts pe Android. Principala sa diferență în ceea ce privește cele mai recente producții este că de data aceasta jocul este complet gratuit, deși jocul este plin de cumpărături, ceea ce înseamnă că descărcarea și începerea jocului Rail Racing 3 este gratuită. Dar de îndată ce dorim să scoatem tot ce este mai bun din joc, va trebui să începem să plătim. La început aceasta nu este o problemă, dar pe termen lung acest joc poate deveni mai scump decât orice joc similar. Iar în ciuda acestei metode proaste de plată, Rail Racing 3 este un joc de curse interesant. Sistemul său de control este perfect adaptat dispozitivelor tactile și ne va permite să concurăm online cu mulți jucători din întreaga lume. Mai mult de atât, de la nivel grafic este posibil ca Rail Racing 3 să fie unul dintre cele mai bune jocuri din Google Play, cu detalii spectaculoase în ceea ce privește mașinile. Mai pe scurt, este un joc de curse grozav, în ciuda faptului că metoda sa de plată trebuie să aștepte câteva ore pentru a putea juca. Iar dacă vă interesează jocurile survival, am un videoclip în partea stângă și ne vedem acolo.